Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea cu cernici, părinți, iubiți frați și surori, într-un Domnul, iată ne ajuns și la acest praznic atât de mare, atât de înălțător și care este până la urmă inima iubitoare a Sfintei Parascheva, care an de an se arată parcă tot mai aproape de noi, se arată ca una care este mare făcătoare de minuni, ca una care mijlocește în rugăciune pentru noi toți către Domnul și în același timp îmbrățișează în acest praznic și pe acești ucenici care s-au sfințit aici, la Milano și ocrotesc acest oraș, Nazare, Chervase, Protasie și Chelsie, care era doar un copilaș, un copil de 6 ani atunci când se convertește, când primește credința și la scurt timp, devine mucenic și de altfel așa și vedem reprezentat în icoană. Iată cea care ocrotește cetatea Iașului cu cei care ocrotesc cetatea Milanului, se îmbrățișează astăzi într-un praznic minunat care ocrotește parohia de aici. Prăznuim hramul și ne bucurăm. Și biserica ne pune în față o evanghelie care de fiecare dată ne cutremură dinăuntru, din cauza că e o evanghelie care arată taina iertării și taina iubirii nemăsurate a lui Dumnezeu. Această taină care este ascunsă în inima femeii iubitoare care leagă cerul și pământul prin această ungere cu mir care se face spre îngroparea Mântuitorului Hristos și în schimb primește iertare pentru păcatele sale. Femeia care știe să ascundă în inima ei dragostea cea mare care devine pricină de iertare nu doar pentru ea, ci prin ea pentru noi toți. Acest lucru tainic în care suntem chemați cu toții să-l purtăm și să-l desăvârșim. Dumnezeu se arată mult iubitor și mai cu seamă iertător. Și asta e de fapt chipul Sfintei Parascheva, care a știut să ia crucea, să-i urmeze lui Hristos, și acum ne învață troparul și în același timp să facă să strălucească chipul lui Dumnezeu, chipul lui Hristos, chipul dumnezeirei, nu doar în viața ei și în inima ei, dar de atunci, de când unește cerul și pământul până astăzi, de fiecare dată, atunci când îi aducem rugăciuni și cereri. Asta este chipul tainic al monahului care devine, până la urmă, mucenic. Mucenicii au ascultat calea, cei 4 mucenici pe care îi prezbim astăzi și împreună cu ei ceata întregilor mucenici, au fost cei care au știut să sculteze calea. Ei au mers, am putea spune, pe drumul cel mai scurt către Dumnezeu, drumul mărturisirii și drumul care te învață cum să îmbrățișezi moartea. Îmbrățișezi moartea ca să puști deodată, fără o așteptare prea lungă din viață. Monahul este cel care știe să îmbrățișeze crucea și primește o mucenicie care o poartă de-a lungul întregii vieți. Asta înseamnă să fii cu adevărat monah. Să știi taina lepădării de sine și să o aplici o viață întreagă. Știi, multe ori suntem și în familie chemați să facem același lucru. Și în familie suntem chemați să fim ascultători unul față de altul. Și în familie suntem chemați să renunțăm la ale noastre pentru aproapele, pentru cel care ne stă în față, soț sau soție și mai cu seamă pentru copii, pentru prunci. Facem această dăruire de sine, îmi dau viața mea, îmi dau sinele meu și voia mea și pe aceasta o pun într-o mare paranteză, ca cel care vine după mine să poată să trăiască mai mult, să poată să
să guste mai de plin din viață. Asta e taina cea mare care pune Dumnezeu în inima fiecărui părinte, căci Domnul face același lucru prin taina Mântuitorului Hristos. Ăsta e lucrul care ne aduce în față Evanghelia de fiecare dată când ne întâlnim cu acest episod de la Luca, acest episod care bulversează cumva adâncul inimile noastre și reunește în chip tainic, spuneam eu, adineauri, cerul și pământul. Dragostea știe să coboare cerul pe pământ. Dragostea este cea care îl coboară pe Dumnezeu pe pământ. Iar rugăciunea tainică care o îmbrățișez în chipul dragostei răstignite pe cruce, căci dragostea ajunge să fie răstignită pe cruce, acolo unde de multe ori credeam noi că este sfârșitul, dar în realitate nu este altceva decât un început. Ei, acea dragoste răstignită pe cruce ne deschide nouă o altă taină foarte mare, și anume că Domnul vine nu doar să ierte tot păcatul pe pământ, cum a făcut cu femeia din această Evanghelie, nu doar să îmbrățișeze lumea în dragostea sa cea nemăsurată, dar și să facă un schimb care nu este deloc echitabil, să golească mormântul deznădejdei în care se află omul și să-l scoată în acest mormânt ca să ia locul. De asta Domnul de bunăvoie urcă pe cruce și asta e taina monahului, asta e taina Sfintei Parascheva, care Sfânta Parascheva înseamnă Sfânta Parascheva, în greacă înseamnă Vineri, Sfânta Vineri. Și aia, dar ce înseamnă Vineri? Vinerea e ziua crucii, ziua în care a fost răstignit Domnul pe cruce. Dar e și vremea în care iudeii se pregăteau pentru șabat, pentru ziua odihnii. Deci e Sfânta, am putea spune că e Sfânta care știe să îmbrățișeze crucea și Sfânta pregătirii pentru taina aceasta în care Domnul este pus în mormântul gol pe care îl părăsește omul. Și ăsta e lucrul pe care l-a înțeles monahul cel mai bine. Monahul ce face? Monahul învață să moară zi de zi ca să poată să trăiască mai deplin alături de Dumnezeu. Și cu cât se învață mai mult să moare, cu atât Dumnezeu îi trăiește, îi dăruiește în duh viață. Asta a învățat de la 10 ani Sfânta Parascheva și la 10 ani aude Evanghelia de la Marcu, ne spune Sinaxaro și viața ei, Evanghelia cu luarea crucii și urmarea lui Hristos, Evanghelia cu care ne-am întâlnit și noi la jumătatea lui septembrie. Și atunci ce face? Primul lucru pe care îl face, își dă haina, dar aici e ascuns un gând mult mai tainic și mult mai adânc, că haina pe care o dăruiește săracului pe care îl vede acolo la ieșirea din biserică și face schimb, ia haina lui toată zdrențuroasă, murdară, peticită și îi dă haina ei frumoasă și bună și bogată. Asta înseamnă, până la urmă, că Domnul ce face în har? Domnul ridică haina păcatului în care ne aflăm noi ca să ne dea nouă tuturor haina harului, haina bucuriei, haina desăvârșirii. Și se spune că a fost certată de părinți și totuși a mai făcut gestul acesta de câteva ori, că părinții ei o îmbrăcau din nou haine bune și ea din nou le schimba cu hainele săracilor. Până când pleacă și vrea să devină maică, să duce cu inspirație dumnezeiască într-o mănăstire din Palestina, de pe Valea Iordanului, unde petrece până la vârsta de 25 de ani. Și atunci, la vârsta de 25 de ani, până arătare îngerească, primește acest gând că trebuie să se întoarcă înapoi la Epivata, o localitate lângă vechea cetate a Constantinopolului. Era localitatea ei natală, unde se întoarce fără să o cunoască nimeni. Acolo moare, acolo trece la Domnul și este îngropată. Și doar la ceva timp după, atunci când alături de ea
este îngropat și un tânăr care a naufragiat, un tânăr care l-a lovit de păcate și de dureri, și atunci îi se arată ca împărăteasă cuiva din localitate și spune să dezgroape moaștele ei, să nu le mai lase acolo. 200 de ani moaștele au stat undeva la Târnovo, în Bulgaria. De acolo sunt readuse înapoi la Constantinopol, iar de la 1641, pe timpul domniei domnitorului Vasile Lupu, sunt aduse la Iași, pe timpul metropolitului Valam. Sunt puse la Iași și de acolo, iată, de 382 de ani, exact 382 de ani, se află în această cetate și este cel mai frumos pelerinaj pe care îl avem în întreaga țară. Sute de mii de oameni, peste 200 de mii de oameni anul acesta deja au trecut pe la Sfintele sale moaște ca să primească binecuvântare, ca să primească întărire, ca să primească vindecare. Și asta e taina creștinătății, că pentru noi nu există moarte. Asta e lucru nou pe care nici marele Solomon, care în înțelepciunea sa, nu a sesizat până la urmă, spunând că nu este nimic nou sub soare, că totuși Domnul care biruie moartea aduce ceva nou. Și acest nou este că odată cu Mântuitorul Hristos și noi suntem izbăviți de moarte. Și a fi creștin înseamnă tocmai a învăța să mori aici ca să nu mai mor dincolo. A învăța să îmbrățișez crucea aici, cum au făcut mucenicii Nazare, Chervase, Protase și Chelsie, și cum au făcut Sfânta Parascheva, ca dincolo să poți să viez, să știi să împași din nou cerul și pământul, să știi să cobori dragostea lui Dumnezeu, așa cum a făcut femeia din Evanghelia de la Luca, și în chip tainic să miresmezi, să aduci gust binecuvântat de înviere într-o viață care este lovită de gustul de multe ori amar al durerilor, al neputinților, al bolilor, al nedreptății. Câtă nedreptate nu vedem în ziua de astăzi. Și ne doare foarte tare inima, că este foarte mare nedreptate, foarte multă nedreptate pe lumea aceasta. Și de fiecare dată, cei blânzi, cei buni, cei răbdători, cei necăziți și întristați, suferă cel mai mult. Și cei care au greșit cei mai mult, câteodată ne se pare că nu suferă deloc. Și le punem întrebarea justificată, care și-o pun mulți, de ce până la urmă Dumnezeu îngăduie taina aceasta, de ce îngăduie suferința aceasta. Și îmbrățișind-o mai mult, ne dăm seama că în ea este ascunsă taina mântuirii, că de acolo izvorăște dragoste. De multe ori, dragostea cea adevărată nu izvorăște din bunăstare. Dragostea care izvorăște din bunăstare este foarte trecătoare. Se ofilește foarte repede, ca o floare pe care ai rupt-o și în câteva zile, dacă nu îi pui apă, o vezi ofilită și în alte câteva zile o vezi uscată. Tot este foarte trecător. Durerea care izvorăște din inimă este cea care hrănește dragostea care niciodată nu mai cade, niciodată nu mai moare, niciodată nu mai seacă. Este dragoste pe care izvorăște viața și viața aceasta ne duce dincolo. Ca ce ar fi o nebunie să iubești suferința. Dacă te-ai gândit că totul se termină în lumea aceasta, care ar fi rostul să suferi? Dar știind că nu se termină totul aici, ni se deschide această cale pe care îngăduiți să spun, să mărturisesc, mucenicii au luat-o mai pe o scurtătură. Au vrut să meargă mai repede pe această cale pe care monahii au mers-o mai cu așezare și au știut să ducă mai cu o suferință pe care au întins-o de-a lungul întregii vieți. Ei mucenici au îmbrățișat-o prin mărturisire dintr-o dată, ca din sângele lor să izvorască și să se zidească biserica, cum ne spunea atât de inspirat Tertulian. Fie ca Sfânta Maica noastră, Parascheva, cea aducătoare de har
și de bucurie, de mângâiere și de vindecare, cea care aude necazul și întristările, cea care ne duce și ne aduce alinare în inimă, și astăzi să știe să pună balzam duhovnicesc pe toate inimile întristate din lumea aceasta, să ne aducă mângâiere împreună cu mucenicii care au îmbrățișat și o îmbrățișează pe ea astăzi într-un praznic care unește țara noastră, de țara aceasta, ea și de cetatea Mediolanului, și ne aduce nouă un har și binecuvântare, ca să putem și noi să fim următori Domnului, să știm să ne arătăm și noi chipul în care strălucește icoana Domnului, inimi în care se odihnește Mântuitorul Hristos, suflete în care viază Domnul prin alinarea Sfântului Duh, care se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în veci. Amin.